Pe lângă Plopii fără soți, e una din poeziile în care sistemul imaginilor redă din mai multe motive conceptuale ale creației emnicene, anume dragostea pierdută, idealul iubirii, proiectat pe tabloul infinitului cosmic. Sursele păgâne indescifrabile, ființele eroului liric, ființarea ca forță, iubirea ca o forță continuă. Asta în esență, practic, și ar trebui să ne uităm. Noi, practic, venim pe lumea asta ca să învățăm a iubi. Eu cred că noi nimic nu avem ce găsi în lumea asta. Noi venim cu dragostea, venim cu tot de ce avem nevoie în noi. Asta și este esența. Nu în zadar se spune... Cultura, de fapt, este în sine esența. Nu în zadar se spune că atunci când uităm tot ce am învățat, oricum rămâne esența din noi, rămânem noi și rămâne cultura, care este veșnică. Esența este veșnică. Merită ca să-ți pierzi viața, ca să trăiești în lumea asta pentru a căuta esența, pentru a găsi acea esență, în principiu pentru a te regăsi pe tine. Că de fapt Eminescu n-a făcut altceva decât a încercat să ne reîntoarcă cumva la noi înșine.